Rușii din urmă. Vreau să te întreb tine, că văd că hică e de G. De eu ai învățat. Vezi gaida este? Uite, aici stau ați. Ia este de la Ghenache al Bardu, frate cu Vasil Bardu. Vasil Bardu. 100 de ani are. 100 de ani. Aici ea bine, era în ziana o faptă foarte frumoasă. Aici de Plisco. Plisco. Aici de Plisco este oații, de acolo este, de eram noi, Papadeia este, de acolo el, de acolo era el. Aici este un lemn foarte când de moale, așa cum zic, cum zic de la rup de acolo, și lucrează ușor. Dacă îmi se întărește hierul și îi dau în rezonanță, mine apoi multe găși bulgărești, e ca este nu există, că are rezonanță ți-are. Și lemnul ăsta o mază și o tai cu cuțitul mustalii. Mustalii. Când încercai minea oață, vezi că era cât mare, dar nu puteai să o tai. Nu. Actare, dar... Aici e cu ceva oață, cu bor mașină, dar... Nu dau de el. Ce vrea să-i faci? Ești ceva. Nu, oață vrea să-l... Era și-o țără, dar... El avea 85 de ani. Păi, socru, al Vasil Bardu? Nu. Aici Ghenache al Bardu, avea 85 de ani, nu mai putea să cânte. Și când ești mine cu frate-sul de oameni Gidia, aia vrea să se ne poate, iauză să-i. Dar era lângă un buceal, buceal e față de mine buceal. Apă nu e bună nici o bucă. Partea avea bucă, 100 de ani. Aici are peste 100 de ani. Uite aici o găiduri, că aici, dar are. Bulgarii le fac șechi, dar nu-l fac, nu are lemn.